Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării a organizat la Tulcea un seminar intitulat Rețele electrice dunărene, care face parte din proiectul Danube Parks Connected, rețeaua de arii protejate dunărene, un coridor de habitate ale Dunării. Reprezentanții societății ornitologice din România prezenți la această întâlnire au estimat că peste 100.000 de păsări, în special de talie mare, mor anual în România. Motivul dispariției acestor păsări o constituie electrocutarea. Afectate de acest fenomen sunt specii cu valoare sporită, respectiv berzele și păsările răpitoare. Precizările lor se fundamentează pe cercetările efectuate atât în Europa cât și pe plan local. Scopul acțiunii este consolidarea rolului fluviului ca un coridor ecologic de maximă importanță în politica europeană. Timp de 2 ani vor fi inventariate liniile electrice care străbat sectorul românesc al Dunării. Proiectul, cu un buget alocat de peste 3 milioane de euro, este pus în practică de Parcul Național Lunca Dunării din Austria și de 16 parteneri.